Mai departe, pentru ultima prezentare, este vorba despre doamna Doina Buciurcă de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Da, Titlul. mulțumesc. Mă Ne auziți? auzim? Mă auziți? Se aude? Ok, Auzim. înseamnă că este bine. Bună seara tuturor și mulțumesc lui Alice că ne-a permis să ne întâlnim într-o conferință atât de interesantă cu lucrări extraordinare și care, de la care avem întotdeauna ce să învățăm și cu mintea și cu sufletul. Mulțumesc Sper încă o să dată. dumneavoastră. Tema mea de astăzi este un studiu de caz, numai puțin, că aș dori să pun totuși, am slide-urile în limba franceză, dar eu voi prezenta cu permisiune. Pardon, mă scuzați, încerc să fac partiția, dacă reușesc, să sper că reușesc. Vedeți, a apărut pe ecran? Deocamdată Numai nu, puțin. se Da? încarcă, Bun. dar acum se Bun. vede. Da? Da. Da? Ok. Deci acesta este titlul. Cuprinde. Să sper că mă descurc cu. Da? Se vede. Da? Deci componenta dionisiacă și fascinația cuplului etern, nu în discursul literar, ci este un studiu de caz pe romanul, mă rog, romanul pentru unii și. Novela pentru alți critici literari, Ciuliandra de Liviu Rebreanu. Vedeți aici și am prezentat părțile. M-am gândit la un preambul teoretic, componentă dionisiacă și religiozitate. Sunt două concepte care funcționează și de la părinții noștri greci încoace. Rolul componentei dionisiace și fenomenul dezmărginirii în literatura lui Liviu Rebreanu este al doilea aspect asupra căruia m-am oprit, dimensiunea dionisiacă și tipul narrativ și tiparul, tipologia narrativă și tiparul narrativ al lui ca și cum și ca și când. Și sigur, regia predestinării, fiindcă aici este încadrată când vorbim despre narațiune. Da, așa. Am pornit de la următoarea aserțiune, că mitul, religia și filozofia coexistă într-o simbioză perfectă în literatură, în general în artă și în mod special în literatură. Să ne amintim de pildă doar câteva exemple, de perioada Vedelor, a Brahmanilor, a Upanishadelor, când sentimentul religios era un fenomen care intra într-o permanentă conexiune și într-o permanentă legătură cu elementele religioase, cu mitologicul și mai ales cu filozofia abstract-metafizică. De ce spun aceasta? Fiindcă vom vedea că la Liviu Rebreanu întâlnim acest tip de religiozitate amalgam, pe care sigur și îl găsim în critica literară. În ceea ce privește preambulul nostru teoretic, să ne oprim la Dionisia. Ce înțelegem de la ce idee am plecat? Da? Dionisiacul este înainte de toate o componentă a spiritului grec și aceasta este o idee generală. Și este expresia înclinației spre ceea ce depășește limitele normalului. Doar prin participarea totală pe cale extatică la anumite rituri magice, ființa umană poate să obțină nemurirea. Dansul acesta extatic, pe care l-a teoretizat Nietzsche, sigur, în multe studii, și noi am folosit o ediție din 1978, transpune ființa într-o stare ce prefigurează fericirea de după moarte, depășind firescul existențial, acest ritual secundat de sacrificii animale sau chiar de jertfe umane, devenea un fenomen miraculos în societățile arhaice.
Da, Dionisiacul era un aspect constitutiv al vieții religioase în aceste societăți. Și această componentă o regăsim în sistemele filozofiei grecești. Am folosit aici filozofia greacă până la Platon, volumele 1 și 2 din 1979. De la ideea întăririi elementelor divine în om prin trăire extatică până la aceea nemuririi. Da? De pildă pentru Plotin, efortul uman consistă în purificare, în meditație, deci acest dans, acest efort. Iar extazul unirii cu principiul creator este o stare excepțională de limită rar atinsă de muritori. Și acum mergem la conceptul de religiozitate. Cred că se vede, da? Așa, acest concept de religiozitate este strâns legat de cordonata dionisiacă în discursul literar mai ales. Și filozofii religiei disting între o tipologie religioasă consacrată, constituită ca doctrină de pildă creștinismul, islamismul, mozaismul, și religiozitate ca dominanta a experienței umane, mai mult sau mai puțin autonom, în raport cu dogma. În cultura românească, de pildă, Lucian Blaga teoretizează acest aspect în cursul de filozofie. Acolo vorbește, de pildă, despre o religiozitate degajată în raporturile sale cu doctrina creștină la Goethe și despre o religiozitate de un elan păgân pronunțat anticreștin. Am citat din la Nietzsche, am uitat să precizez, deci am citat din Lucian Blaga. Să vedem care este rolul componentei religioase și a Dionisiacului în fenomenul dezmărginirii în literatura lui Liviu Rebreanu. Fiindcă noi, numai puțin să pot pune, da, se vede, cred că da, deci rolul acesta al componentei dionisiace. Că în discursul dezmărginirii aici, conceptul acesta de dezmărginire, nu știu dacă nu poate fi înlocuit sau tradus prin altceva, este greu de tradus în limba franceză și probabil că veți vedea dumneavoastră dacă se poate susține. Așa. Deci, rolul componentei dionisiace și fenomenul acesta al dezmărginirii. Da? Nu numai în Ciuleandra, pentru că există și alte opere ale lui Liviu Rebreanu unde regăsim acest aspect. Da? Așa. Deci, în demersul acesta al dezmărginirii ființei umane, componenta dionisiacă, religiozitatea, sunt deosebit de complexe și se manifestă într-o formă mai personală în creștinism, cu creștinismul, cu religia și filozofia indiană, romană, grecească. Și aici aș aminti romanul Adam și Eva și aminti Ciuleandra și Pădurea Spânzuraților. Religiozitatea nu este expresia filozofiei abstracte la Liviu Rebreanu, considerăm noi, deși se află în strânse relații cu filozofia lui Hegel, a lui Nietzsche, cu geniul lui Goethe, cu gândirea lui Dostoevski și Tolstoi și așa mai departe. Sigur, fiecare aspect ar fi trebuit luat în discuție, dar timpul nu ne permite. Rebreanu nu este un abstract, ci un intuitiv. Chiar dacă natura umană îl preocupă până la consecințele ei ultime, intuiția sa nu se limitează la aceste aspecte, ci trece dincolo de ele, în concretul sensibil. Da? Acum am avut în vedere, numai puțin să pun pentru dumneavoastră, așa, să sper că este. Mă scuzați că tehnica mă depășește. Scripția mă depășește uneori. Da. Și ce vreau să discutăm și să prezint, de fapt, sunt câteva tipuri de religiozitate. Da? Personajele lui Liviu Rebreanu înaintează spre o bârșia spirituală, ori spre umanitatea perfectă, fie după tiparele unei religiozități de aspect creștin,
și să ne amintim aici pădurea spânzuraților, fie după acelea precreștine în Adam și Eva, în cele 8 povestiri găsim numai și numai elemente, cu o singură excepție, elemente precreștine, așa, de Elan Dionisiac. În Ciuleandra, de care ne vom ocupa, starea de nebunie, beția cerească, fiorul simțurilor, sunt doar câteva elemente ce prilejuiesc intuiția comuniunii cu ritmurile originare. Prin Elanul Dionisiac din Ciuleandra, modelul religiozității rebreniene este înrădit cu acela al lui Nietzsche. Și am făcut o mică comparație, sigur că lucrurile sunt mult mai complexe, dar doar așa ca idee. Obiectul beției lui Nietzsche, a filozofului german, era supraomul. Nu știu dacă este aici, da, numai așa. Și am dat un citat pe care este mult mai lung, dar nu mi-am permis să-l pun pe site, așa, din Nietzsche, dintr-o cuvântare pe care Zaratustra, profetul supraomului, o ține norodului. Și omul este o funie legată între animal și supraom. O funie peste o prăpastie, măreția omului stă în aceea că el este o punte și nu o țintă și așa mai departe. Sigur că nu pot să citatul este destul de lung și nu ne oprim asupra lui. Supraomul lui Nietzsche este ființa viitorului, o ființă evoluată, da? Care va trăi într-o simbioză perfectă cu instinctele vitale. Nu mai știu, nu mai puțin să pun și pentru dumneavoastră, așa. Probabil că... Să sper că este bine. Potențarea supremă a acestui principiu vital este o dimensiune a religiozității lui Liviu Rebreanu, începând cu romanul Ion și culminând cu Ciuleandra și Gorila, dar a cărei formulă își are specificul ei aparte în raporturile cu filozofia lui Nietzsche. De pildă, egoismul luptător, dar nu vulgar, sau materiala lui Toma Pahonțu, un alt personaj al lui Rebreanu, amintește într-o măsură această evanghelie asupra omului. Bun, să mergem mai departe, să vedem, cred că este acesta deja pus, despre câteva aspecte care privesc religiozitatea lui Liviu Rebreanu în comparație cu Nietzsche. Acest tip de religiozitate nu are austeritatea moralei lui Zaratustra. Este o religiozitate amalgană în care supraomul nu a luat locul lui Dumnezeu. Nu s-a îndreptat împotriva moralei creștine. Ba dimpotrivă, mila, credința, iubirea, reclamă, ideatic, potențarea elementelor divine în om, fapt ce va duce la recunoașterea sa mistică. Din perspectiva acestei concepții, dimensiunea tragică a personajelor lui Liviu Rebreanu este enorm estompată, căci dincolo de pământul și viața pe care personajele le afirmă cu tărie, există o transcendență ce fascinează, atenuând căderea speciei umane. Este de altfel, cred că, mesajul tuturor romanelor, în ciuda aspectului organicului, care pe bune și este teoretizat și atât de frumos prezentat în Critica literară. Religiozitatea rebreană ține mai mult de trăire, de existență, decât de speculație și gândire. Există o sete mistică, oare cred că nu am mai mișcat numai puțin, așa, da, numai puțin, așa, da. Și spuneam că există această sete mistică ce conduce dintr-un plan subtil la o metamorfoză fundamentală a caracterelor, să ne gândim de pildă la Ion, care este evoluția lui în arier planul narațiunii, să ne gândim la Apostol Bologa, da? Așa, la Puiu Faranga. Adâncirea stărilor mistice este realizată prin utilizarea simbolurilor religioase, mă scuzați,
Așa este simbolul centrului în ion, de pildă, nu-l discutăm, fiindcă este mult acolo de discutat. Personajul rebrenian este un pelerin în căutarea sinelui sau a unei patrii pierdute, a unei lumi superioare ce îl va preface radical. Ținta ultima a fiecărui periplu inițiatic propus în arier planul epicii este traducerea simbolică a călătoriei sufletului spre ceea ce Simuț numea cuplul etern și fericit. Da, și chiar am prezentat profesorul Ion Simuț de la Oradea. Da. Să vedem al treilea aspect, sau numai al doilea, nu mai știu care este, dimensiunea dionisiacă și tiparul narrativ. Există un tipar narrativ ilustrativ pentru fenomenul dezmărginirii în literatura lui Liviu Rebreanu. Un plan al narațiunii este dominat de transformarea trăirii pentru ca omul să se poată apropia de originile sale spirituale. Iar celălalt plan este marcat de accentuarea distanțelor și a rupturilor de originile spirituale de divin. Dar de acest plan nu ne ocupăm, doar de primul plan ne ocupăm. Romanul Ciuleandra se desfășoară într-un spațiu construit din două extremități. Pe de o parte avem orgoliul lui Policarp Faranga, simbolul unei vechi familii aristocratice de o parte, și Ciuleandra, ritual quasi-mistic, recuperator pe de altă parte. Transgresarea acelui principium individuationis se realizează prin extazul dionisiac susținut de ritmurile dansului. Da? Ce este dansul pentru Ciuleandra? Dansul acesta extatic este o epifanie arhaică aparținând perioadei precreștine ce definește unele forme desacralizate ale creștinismului. Aici am amintit și despre, sigur, putem discuta, dar nu e locul doar așa în trecere, am spus, despre someșana din romanul Ion, care este un moment al dezlănțuirii instinctului vital ce degajă sentimentul participării omului la misterul divin. Și aici omul se abandonează pe sine ca pe un centru psihic al lumii, celebrează sinele său mai adânc natura. Este o idee, am parafrazat după o idee a lui Gabriel Licea, nu mai am mult, ca să mai am puțin, ca să nu depășesc timpul. Așa. De la convenția acestui simbolism exterior, fenomenologia dezmărginirii, realizată sub puterea dionisiacului, va fi dusă la desăvârșire în Ciuleandra prin ispita euului care și-a regăsit sinele. Aceasta, după ce romancierul va fi abandonat în cea mai pură tradiție niceană, sugestia și simbolul. Liviu Rebreanu îndepărtează. Poftiți! Mă iertați cât că mai aveți cam un minut, așa că vă rugăm un dacă minut. Puteți să... Foarte bine, foarte bine. Bine că mi-ați spus, mai am cam un minut. Ce vreau să vă spun doar atât și o concluzie, o idee, mai spun, referitoare la tiparul acesta narrativ al lui ca și cum și ca și când. Că Ciuleandra, în Ciuleandra există în permanență aceste două expresii. Da? Nu vă dau exemple. Aceste două expresii ajută romanul Ciuleandra să depășească cadrul moral. Deci în Ciuleandra nu vorbim despre o moralitate, ci vorbim despre o dimensiune mistică, mitică, religioasă și singurul final este acela de refacerea cuplului a cuplului, mă rog, să spunem. Bun. Ai ceva, o singură concluzie, vă rog să-mi permiteți, că una dintre concluziile cercetării este că înstrăinate de izvoare spirituale, personajele sunt sortite să rămână singure în cadrul autocratic al vieții, marcat de o existență sterilă. În izolarea existențială, în absența armoniei pierdute sub povara posesivității paternale și afectivității idolatre, Puiu Faranga va regăsi pierdutele sensuri spirituale doar în beția dionisiacă. Drama singurătății ontologice duce la autoanularea ființei raționale, sociale și la regresiunea definitivă spre ritmurile autentice ale vieții în narațiunea lui Liviu Rebreanu. Mulțumesc din toată inima, cele bune! Mulțumesc mult!
Aici este și bibliografia. Da, am uitat să pun, da. Aici am, avem bibliografia. Mai avem o singură prezentare. Valentina. Da, este vorba despre doamna Valentina Vesler.